Probabil. Salutare, dragi prieteni, și bine v-am regăsit la un nou videoclip. Eu sunt Bogdan, pentru cei care nu mă cunoașteți. Vă invit să mă urmăriți. Urmăriți canalul Viața la Țară. Astăzi mă aflu în Slovacia, mai exact în Trenzing. Sunt la expoziție de păsări și iepuri, unde o să vizionez și o să vă împărtășesc și cu voi aceste filmulețe pe care voi face. În acest video voi filma partea de porumbei. Îmi cer scuze pentru zgomotul pe care îl auziți, scârțieturi, pentru că mă aflu într-un cort, sunt mai multe corturi unde se ține expoziția împărțite pe diferite sectoare. Acum mă aflu în sectorul pentru porumbei, dar bate vântul foarte tare afară și se cam clatină și cortul și, bineînțeles, se aude acest zgomot puțin cam aiurea. Dacă o să vă placă videoclipul, vă invit să dați o distribuire, să mă urmăriți și o apreciere este de foarte, foarte ajutor. Nu cunosc toate rasele, este o experiență nouă când vizionez păsări expuse în afara României pe partea de porumbei și tot ce o să vedeți pe aceste videoclipuri. O să fie, cred că, 3 părți. Așa că acesta este videoclipul numărul 2. Vizionați și celelalte cu iepuri și cu găini și... Voi începe prezentarea porumbeilor din această expoziție cu aceste exemplare dintr-o rasă pe care nu o cunosc. Îmi stă puțin numele pe limba, am mai văzut și la noi câteva exemplare prin expoziții, dar nu o să spun numele pentru că nu vreau să-l greșesc. Așa că cei care vă pricepeți cu aceste rase mai ciudate de porumbei, foarte interesanți, deci mi se par fantastice, uitați-vă puțin, are ochiul mai mare decât ciocul. Un cioc foarte mic, ăștia au nevoie de o hrană mai specială pentru că au nevoie de semințe foarte mici. N-ar putea să mănânce porumb, poate nici porumb sticlos, mă gândesc că bine, ăla doar să fie mărunt. Dar foarte interesant acești porumbei, ceva cred că berzați de Budapest sau... Nu știu, dacă să nu greșesc mai bine, dar sunt foarte frumoși. Inelvat că e de anul trecut, negru, 2022 ar fi exemplarul. Nu văd nici țara, cred. Ăsta văd că e 16, o fi din 2016. Negro, 2016, nu știu. Știu că și anul trecut, uite, 2023, ăsta este un exemplar tânăr. O pasăre tânără. Dar mi se par fantastici, deci foarte frumoși. Pe galben, aici sunt 4 exemplare. Foarte drăguți. Foarte ciudați. Da, avem aici, nu știu exact ce sunt. Eu nu, uitați-vă, dacă înțelegeți voi ce scrie aici, n-am idee. Nici la ăștia proschi, nu știu. Bun. Ăștia cred că ar fi ceva... Nu sunt, cred că, ce gândesc eu, așa că nu mai zic cu voce tare. Aici un exemplar pe negru. Nu vrea să mă ajute nici lumina. Este foarte serios. Nu știu ce sunt nici ăștia. Chiar eram foarte curios ce păsări cresc cei din alte țări. În funcție de țară, contează foarte mult și zona. Pentru că, na, diferă de la o zona în alta și aici. Poate cresc anumite rase de porumbei pe zona asta, dar în altă parte a Slovaciei poate vor fi alte rase predominant. Dar, specific încă o dată, păsările pe care eu le prezint acum nu sunt doar de aici. Sunt păsări din mai multe țări. Uite, asta este Scapa pe inel, deci este din Slovacia. Dar sunt și păsări, dacă mă uit după țară, o să îmi dau seama în mare parte. Ăștia nu știu exact ce sunt. Nici nu pot să citesc. Vă spun, asta e un capucin, pentru că știu că am avut și eu capucin cu zecile. Un capucin frumos, alb. Sunt, de fapt, mai multe exemplare de capucini. Doar albi, văd. Da, avem ceva păsări pe care o să le luăm la vizionat. Voltat englez. Văd că îi spune pavic sau ceva. Pavic, nu știu.
Și stau cu coada foarte în cap. Un almond, doi almonzi. Cam asta e poziția lor. Pentru cei care m-au întrebat dacă indienii e bine să stea așa, nu, în niciun caz. Dacă indianul stă așa, nu se mai numește indian. E o corcitură. Deci ăștia sunt voltați englezi. Faceți diferența, pentru că sunt voltați ungurești, voltat englez, voltat simplu, corcituri de voltat, voltat indian. Ia uite-l. Cred că cam așa ar trebui să stea. Cât mai pe spate. Nu, n-am crescut niciodată dintre ăștia, dar nu mă pricep așa bine. Bate vântul foarte tare afară, cred că se vede că bate și prelata. Vedeți cum face puțin cortul. E vânt de când am ajuns foarte puternic. Am găsit aici ceva Maria Stuart. Te rog, întoarce-te puțin. Te rog, așa, ok. Stai. Să te... Nu prea are gulerul. Mi se pare că nu sunt încă complet năpârliți. Adică năpârliți sunt, nu le-au crescut penajul. Ceea ce mi se pare normal, pentru că nici ai mei acasă încă n-au terminat năpârlirea și creșterea penelor noi. Și nici nu prea stau ăștia pe poziție, văd. Galben, roșu. Nu pot să... Un negru aici. Hai, te rog. Vedeți cum normal ar trebui să aibă ca un ou, așa să fie cât mai oval. Dar nu stă bine pe poziție și nici gulere nu sunt formate cum trebuie, cel puțin. Uitați-vă câte pene încă în creștere are ăsta. Câte pene noi care nu sunt crescute nici măcar pe jumătate. Acum nu știu, de asta cred că e cam prea devreme pentru rasele astea, cel puțin cu penaj de ornament pentru o expoziție, cel puțin. Acum suntem încă în octombrie, mai exact în 20 octombrie și mai durează puțin cu năpârlirea. Nu știu ce sunt ăștia, dar sunt mari. Am mai deschis. Și aici văd doi masculi. Stă și-a umflat bine gușa, deși mult și penele. Sloveschi nu știu, ceva sloveschi, deci e o rasă de-a lor, cred. Dacă nu... Nu știu dacă e o rasă de-a lor omologată. Uite-o și pe ăsta. Mamă, ce se umflă bine. Zici că-s gușați horseman, dar nu știu, ea parcă mi se par, parcă-s puțin mai lunguieți, mai... Nu știu, ăsta parcă-mi par altfel. Mai mari, așa-mi par. Nu cred că ar fi horseman în niciun caz. Domnilor crescători de horseman, vă rog frumos, nu săriți în cap. Vă rog să-mi spuneți ce sunt, dacă sunt sau dacă se trag sau nu știu care e treaba cu ei. Dar seamănă foarte mult și văd că își umflă gușa. Și asta e foarte interesant. Deci pe cap sunt mari. Mult mai robuști. Și văd multe, multe exemplare din această rasă. Toată partea asta până în capăt sunt numai astfel de exemplare, doar că pe diferite culori. Ăștia ar fi albastru, ok. Pe negru, pe galben, pe roșu în capăt și un, nu știu ce culoare e ultimul. Dar o să trec așa. Să-i vedem. Ce mare e asta.
de în acest an. Majoritatea văd că-s cu inel galben, negri. Nu mă ajută gratiile astea. N-am ce să fac. Și galbeni ăștia sunt frumoși. Toți sunt frumoși. Foarte frumoși chiar. Deci observ că după standard au capul alb, vârfurile aripilor tot albe, cam toți, adică absolut toți, și au altă culoare, nu știu, culoarea lor, roșii, și destul de mari. Și aici ar fi o culoare ultimii. Mamă, ce bombe sunt ăștia, ce frumos e. Băi, ce mare e ăsta. Nu știu dacă culoarea pare să îl facă mai mare, dar e foarte frumos. Și uitați-vă cum îi lucește penajul. La lumina naturală s-ar vedea cel mai bine. Continuăm pe partea cealaltă. Kingi, care văd că se numesc tot King și aici. Ar fi fost culmea să se numească altfel, da. Deci King. Ăsta nu e King. Ăsta e Helsinki, cred. Să-i altceva. Dar aici avem câțiva Kingi. Masiv. Mare, mare. Hai, Barosane, ia. Așa, ciupe-mă. Haide, bărbate, hai. Nu m-a focusat. Dezamăcite. Camera asta nu știu ce. Când prinde gratii, dar cred că nu, doar la mine am observat că la foarte mulți oameni și telefonul când filmezi îți focusează până prinde pasărea. Mare, frumoase. Uite asta ce frumos e. Și culoarea e foarte, cum ar spune unii, grizzly ăsta sau ce-i, cuc. Albi. Ceva albi. Mai multe exemplare pe alb. Carier. Și se numește tot carier cu capa, observ. Ceea ce mă bucur că se numește tot carier. Bate vântul foarte tare. Wow. Deci credeți-mă că bate vântul. Cred că se aude. Ce e ăsta de aici? Băi, deci cum are? Foarte frumos. Asta e un roșu, un brown, așa mai mult chiar. NVH, germani. German. Gigant. American, cred că. Aoleu, a început cineva să bată în spate, deci îmi cer scuze. Băi, ce frumos e ăsta. Dar are punctajul 0, nu știu, cred că e descalificat. Punctajul e pe 0, dar e frumoasă ca pasăre. Nu știu, ce puțin îmi place culoarea, nu neapărat ca pasăre. Așa vă veți face și voi o părere cam cum se prezintă câteva din păsările de pe aici.
că nu putem generaliza, pentru că poate sunt crescători cu păsări super wow care nu participă niciodată în expoziții și sunt cu mult peste alții, și sunt oameni care doresc să participe, să evolueze, să experimenteze. Galben, la fel așa, Berezov, nu știu ce scrie. Nu știu ce sunt ăștia, dar și ăștia mi se pare foarte frumoși. Da. Asta are un desen. Asta are un desen foarte bun. Nu știu. Îmi place cum e desenat, pictat. Mai sunt pe galben. Dar nu sunt, cred că la fel. Ba da, aceeași denumire, dar nu înțeleg denumirea. Și cam ăștia ar fi. Cam astea ar fi toate exemplarele, deci, din această expoziție. Pe partea de porumbei. Nu sunt foarte multe exemplare, poate, dar eu zic că a meritat să vedem ceva nou. Sper că v-a plăcut. Dacă ați urmărit până la final, vă invit să apreciați pe butonul de like dacă nu ați făcut-o. Dacă ați făcut-o, vă mulțumesc pentru urmărire, pentru aprecieri și comentarii. O zi frumoasă, multă sănătate și numai bine!